muream pe interior, pentru că mă uscam, pentru că nu mai puteam să vin în seara de seara aici cu voi și discutând despre ofițerul acoperit care candidează la președinție, eu să mă știu așa cum mă știam pe interior. Machiavelli a fost înțeles greșit din punct de vedere al eticii. Din perspectiva asta, cum stați cu ofițerii acoperiți în presă? Cum stau toate statele democratice? Adică Europa. Bine. Că domnul Iohannis, dacă vreți să sunați în seara asta încă mai e timp, dacă veniți să, vreți să veniți la emisiune, prelungim emisiunea, dacă vreți să veniți săptămâna viitoare la această emisiune, nu mai stați ascuns pentru că e păcat. Ați auzit foarte bine. Deci n-ați fost niciodată aici și vreți să fiți președintele tuturor românilor. Important este că de această dată s-a votat în număr aproape dublu față de primul tur al alegerilor parlamentare. Bun, haideți să ne oprim aici. Mă duc aminte că la momentul respectiv chiar dumneavoastră dădeați anumite indicații după postarea domnului Sebastian Lăzăroiu, ce să se scrie pe internet. Dumneavoastră erați în cameră cu Elena Udrea și ne spuneați ce să reacționăm pe internet, doamna Sărina Vasile. Am apărut în poziții dezolante, am apărut trăgând pe nas. Cum am apărut? Merge ceva legal? Să mă duc să zic, nu vă spălați, am și o lege. Pot să, la umbra ei, să-mi fac treaba? Nu! Nu te dracu, atunci am vin și te șantajez. Ce vrei să fac? Aveți minte, nu mai fi frumos! Atunci, mă, ce le Lăsați-mă, sunt jurnalist. Și dacă ești jurnalist, ce? Dă-i drumul. Sunt pe spațiu public. E prieten, dă-i drumul. Niște hoți! De cine ați venit pentru să vorbiți cu noi? De ce ați venit la mormântare? Pentru ce? De ce vrea? Cum o zic? Mai tare, tanti. Dacă n-ați vrut, nu v-ați. V-ați scoate din oraș, v-ați înjurcat. Mulțumim, domnilor. N-am cum să spun unui procuror, ia-l pe la, lasă-l pe la. Este lichelist și al politicienilor și al unor jurnaliști. Am venit pregătit să fac afirmația asta. Am luat din Dex definiția lichea. Pentru bani nu ne ia sufletul, nu ne ia sufletul, nu ne ia sufletul, nu ne ia creierul. Aveți creier, nu avem puroi ca voi. Cărui articol de lege îl mutați pe dimnul lui, că l-a făcut. A fost avertizat mai de... Băi, ia mâna după cameră, luați mâna, vă rog frumos! Să-mi dați amendă, că veniți fără un scop anume. Nu, 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 nu,